Horoscop Miercuri 22 martie. Zodia care se enervează din vina altora. Unele lucruri nu merg așa cum îți dorești. Horoscop Miercuri 22 martie. Zodia care se enervează din vina altora. Unele lucruri nu merg așa cum îți dorești. Vezi ce ți-au pregătit astrele în horoscopul realizat de Radu Ștefănescu. Horoscop Miercuri 22 martie. Zodia care se enervează din vina altora. Unele lucruri nu merg așa cum îți dorești. Berbec astăzi riști să te enervezi din vina altora. Unele lucruri nu merg așa cum îți dorești. Cineva apropiat se gândește la asta. Unele sarcini de la serviciu ți se par descurajante. Aceasta este tendința zilei, așa că pune-o în perspectivă. Îți exprimi foarte generos sentimentele de iubire îi dedici sentimente exclusive iubirii tale, fără să te aștepți la o recompensă. Astăzi, îndrăgostiți, vă oferim o mare surpriză care probabil să vă surprindă. Trebuie doar să te bucuri. Taur, dacă vorbim astăzi despre tine, este pentru a evidenția calitatea muncii tale. Îți întâmpinăm proiectele cu brațele deschise, ești destul de mândru de ele. Ești în centrul atenției, nu te deranjează, din potrivă. Nu lua nicio decizie irrevocabilă astăzi. Trebuie să vezi mai clar despre ce este vorba, mai întâi. Energia ta își pierde din avânt și chiar trebuie să te relaxezi. Așa că fă -ți timp pentru a-ți oferi o pauză doar pentru tine. Gemenii îți asum prea multe responsabilități și ai o mulțime de treburi de făcut. Atmosfera de acasă și de la serviciu nu este cea mai bună acum. Încearcă să eviți conflictele pe cât posibil, nu începe nicio controversă. Rapiditatea ta remarcabilă tinde să se impună. Însă, dacă trebuie să iei o decizie rapidă, s-ar putea să nu fie ziua potrivită. Mai întâi gândește-te, apoi acționează. Luna este plină de înțelepciune. Horoscop zilnic Rea ce s-ar putea, cu dreptate sau greșit, să te simți mai puțin eficient decât de obicei. Intuiția ta ți se pare mai puțin ascuțită. Având în vedere natura oarecum reactivă a acestei situații, va trebui să experimentezi unele frământări. Această zi nu îți permite să te decomprimezi și ar fi înțelept să anticipezi o oboseala, probabilă, acordându-ți câteva perioade de odihnă și colo. Nu te împinge la limită, pentru că ești campionul somatizării din tot zodiacul. Leu, dacă crezi că lucrurile merg puțin aiurea în industria sau unitatea domniei tale de lucru, nu interveni. Este adevărat că schimburile pot fi mai reduse, este criză, asta măcar are meritul de a fi clar. Este un moment excelent pentru a vă asigura bunurile în bune condiții, fără a omite nimic, cu mult bun simț. Dar, mai mult, autoritățile nu fac astăzi nicio concesiune: nu provocați poliția, șeful sau pe tatăl tău, te vei supăra de rezultat. Fecioară o zi de miercuri obișnuită cu oboseala de la mijlocul săptămânii. Favorabil în multe domenii. Ocupă-te de programul obișnuit, cotidian, poate du-te la un spectacol pe seară și stelele spun ca totul o să fie normal. Conjunctura arată că ai și noroc, deci, poate fi ziua pentru trecerea cu succes a unui obstacol, prag, interviu. Pentru că, și ret și bine informat de stele, tu ceri sprijinul celor din jurul tău. Balanță calculăm bine riscurile astăzi. Este timpul să construiești bazele proiectelor tale viitoare cu siguranța de a rămâne realiști, de a fi, Eventual, bine conciliați și de a primi stima celor din jur. Este o perioadă mai realistă, cu mai multe calcule decât sentimente. Atmosfera este mai laborioasă decât festivă, dar cel puțin este foarte constructivă. Este o oportunitate bună de a te scufunda într-o treabă dificilă și de a o duce la bun sfârșit. În curând vei avea ocazia să apelezi la activități mai interesante, dar astăzi datoria te cheamă. Horoscop Miercuri 22 Martie Scorpion ziua te galvanizează, dar te poate împinge și să treci dincolo de limite. Puțin bun simți și mai presus de toate atul farmec îți pot permite să înfrânezi o pasiune care uneori este greu de stăpânit. Pentru a nu face prea multe scântei, pune sifon în vin. Atmosfera nu este chiar festivă, dar nu are rost să faci mofturi, ia-ți destinul în propriile mâini. Această atmosferă serioasă este perfectă pentru a te aduce mai aproape de cei dragi ție. Săgetător, capacitatea ta de a reveni îți oferă o mulțime de oportunități de a câștiga bani din nou și din nou. O situație financiară interesantă și în creștere, propuneri care par interesante, va trebui să înveți să gestionezi toate acestea, poți să o faci fără dificultate. Zona activităților domniei tale poate fi problematică și ar trebui să evitați multiplicarea reclamațiilor sau rapoartelor. Este posibil să întâlniți detractori sau un proiect vechi poate fi brusc pus sub semnul întrebării. Capricorn ai putea juca un joc delicat pe tăișul briciului. Marea ta stăpânire a emoțiilor este cea care lucrează în favoarea ta. Știi, totuși, cum să-ți exprimi sentimentele la momentul potrivit. În prezent te afli într-o nouă dinamică, cu o situație în schimbare rapidă. Nu ai de ales decât să înfrunți faptele, este pentru o cauză bună. Vărsător dacă îndrăgostit fiind plănuiești să faci următorul pas, ai un început bun. Astăzi partenerul tău îți face o ofertă pe care nu o poți refuza este posibil să fii pe micul tău nor și să nu vrei să cobori la treburile lumești. Astăzi îți faci timp să descoperi lucruri noi dacă ai ocazia. Conjunctura îți oferă această facilitate, așa că răsfață-te cu acest lux. În domeniul muncii se profilează o realizare, pentru cea mai mare plăcere a ta. Pești în zona finanțelor tale, va trebui să fii sigur. Lucrurile nu sunt chiar atât de ușoare, trebuie să fii vigilent și mai presus de toate să nu te mai joci cu focul. Mai întâi, stai jos și verifică-ți conturile. Simți, pe bună dreptate, o energie în tine care te împinge în direcția corectă a acțiunii constructive. Capacitățile domniei tale de recuperare a efortului sunt crescute. Nu este momentul să forțezi, ci să te odihnești, cât poți de mult.